facem și ceiuțul nostru. Ceiuțul nostru cu foi de dafin. Vedeți? Foițele sunt proaspete. Astăzi pun două, că sunt un pic mai mari. Și le strivesc așa. Și le pun. Și pun apa. Și avem ceiuțul nostru, îl lăsăm să se infuzeze. Este foarte, foarte bun pentru digestie. Și eu îl mai beau și pentru dureri de oase și de articulații. Eu am dureri foarte, foarte mari și de când îl beau s-au diminuit. Și mai am, ia uitați, zilele de ieri, alaltă ieri am făcut cu avocado. Și am pus cojița deoparte și miezul. Eu din miez îmi fac ceai și din acest miez am să pun peste infuzia mea de imediat am să-l tai. Și din cojiță tot la fel, am să-l pun în borcanel, acesta s-a uscat, ia uitați, tot la soare a stat împreună cu florile de nalbă și le punem cu ulei și facem uleiul de avocado. Aici avem, încă nu s-a uscat așa bine, avem coaja de avocado și am să o pun în acest borcanel. Eu aici am și un sâmbure uscat. Vedeți, îi scot pielița. Să știți că este foarte, foarte tare. Și am să pun și o jumătate de sâmburel în interior. Și coaja noastră o sfărmăm așa cu mâna. Vedeți? Am sfărmat-o așa cu mâna. Și o punem în interior la borcanel. Așa. Vedeți? Și avem jumătate din sâmbure și jumătate din coajă. Acesta este sâmburele, încă este crud. Acesta este uscat, vedeți că s-a luat pielița. Așa, și-a pus jumătate. Și acum o umplem cu ulei. Așa. Și punem capacul. Vedeți? Ia uite. Și lăsăm 2 săptămâni și după aceea putem folosi. Și acum am sâmburele și am să-l pun aici în interior unde am foile mele de dafin. Ia să vedem dacă reușește să tai așa, că este moale. Ia uitați, vedeți? Sâmburile de avocado. Și-l tai și-l pun așa aici. Mai scoateți coaja. Și-l tăiem și-l punem. Vedeți că se taie bucățele, că este moale. Dacă se usucă, este foarte, foarte tare. Așa. Și eu îl pun așa în interior aici. Așa, vedeți că coaja se duce. Ia uitați. Așa. Vedeți că este foarte bun. Foarte, foarte bun. Așa, îi scoatem cojița și îl lăsăm să infuzeze împreună cu foile de dafin. Și eu în jur de ora 8 și jumătate îl beau.
Am las jumătate și pe mâine dimineață. Așa. Și am pus și sâmburile de avocado în interior. Așa, și-l lăsăm că este fierbinte. Așa, și-l lăsăm aici. Și în altă zi putem face, ia uitați, ulei cu ce ne-a rămas. Sâmburile care este foarte tare, să știți, este tare ca piatra. Și cojița. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Și ne vedem mâine. Ne vedem mâine cu alte rețete. Vă pup dulce. O seară frumoasă în continuare. La revedere, pupici și multă, multă sănătate. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet tuturor.